Bine ne-am întâlnit la canalul de YouTube pe ziua de astăzi a pregătirilor. Astăzi pregătim pentru desară la anul nou, dar am avut ambiție să leg la aceștia sarmale. Uita mai cu cafeaua lângă mine, Denisa, cu cafeaua lângă mine, să trăiască toți prietenii mei și care mă urmăresc, să le fie un anul nou fericit în cărșile lor. Ei, cu cafea caldă, mai merge să mai legăm la sarmale. Uite, avem varză, avem de toate. Varză românească. Asta e românească. Din România. Din portocalia. Avem o vărtuță. Dar să spun pe-a dreaptă că nu prea s-a fric, mi s-a acrea la lanț. Și-am pus-o mai devreme. Dar e bună, e bună, e super. E super, foarte super. Da, super. Astăzi este anul nou, adică... E nisă că prea târziu te-a sculat babă. Ha? La 10, mă. Mai asta și tu la treburile. Mai aranjat acolo portocalele, cum să zic eu. Zii, ce ai mai adus? Brânza, de toate. Le aranja dincolo în salon, da, știu. Sarmale. Diseară mâncăm. Niște sarmale bune, bune. Când le mâncăm mâine? Am văzut cum am făcut de Crăciun când le-am mâncat pe toate. Uh-huh. N-am lăpădat niciuna, niciuna. A fost foarte bun și foarte gustoase. Brățărină, să-mi aduc și mie mama arghiul ăla de umplut. Ca să dau și la sarmalele așa. Vreau să le fac mai bune ca de felicitări. Așa sper. Așa sper. Aici ce se pregătește? Ah, salata biof. Da. Mai puneți ouă la acolo, să facem mâncare, că până de seară punem mâncare. Facem salata biof cu carne. Ne rupem, da. Salata biof. Până la ora 12 să mâncăm, trebuie să mai mâncăm asta și ceva. Nu, Denisa? Păi da, păi ce, să mâncăm de seară la 12, murim și mâine. Măi, Colico, murim de foame. Murim de foame până de seară. Murim de foame. Păi cum să nu? Când să bem și noi o țigă chiar cam în două? Nu știu. Da? Eu nu beau. Nu beai? Ai, fată, că te învăț eu să beai ca mine, să beai cum beau eu. Lasă-mă, mă, că am zis, am promis că de Sfântul eu m-am bătat. Acum fac treaba și da. Acum cu pregătirile, cu alea, cu alea, avem de muncă până de sară. Uitați să vă abonați la bunicuța zona, dați un mare like. Dacă vă place acest vlog, dați un mare like, nu uitați să vă abonați. Dar cum nu le place ce fac eu? Scrieți-ne în comentarii dacă vă place ce facem noi. Vă mulțumim pentru comentariile frumoase. Cu miroasă, cu cimbru, eu pun foarte multe... Miroasă îmi place la sarmale. O să-mi filmăm cât mai des, să facem și noi mulți abonați și like-uri. Da, cât mai des și noi filmăm cât mai rar, cât mai rar filmăm. Da. Dar nu mai filmați altă treabă decât sarmale toamna, de Sfântă Mărie, de Crăciun. Cu ce să filmăm așa, ce facem? Ce ai lucrare are? Avem aici salata, vreau să facem. Tocuri, nu știi să faceți? Prăjituri? Mai încolo, Elia. Da? Cu să vă arătăm. Da, vă arătăm cum facem prăjiturile, cum facem salam de biscuiți. Da, facem salam de biscuiți astăzi. Îl făcea aia seară, când mirea mi era un pat. La unul mă, că ce spune bunicul, cum facem salamul? Aici în pat cu mine. Salam de biscuiți. Dar ce fie lucrul la trei în colo. A, Denisa, tu te pricepi să faci salamul de biscuiți? E, nu știu ce să fac. Nu. Dacă vine Olga, te-ai plecată până în oraș. Deci, vreau cu tot. Olga doarme. Stă pe TikTok. Mă apar, tot mă puntă înapoi, tot. Păi stă pe TikTok, Olga, am avut și ea treabă. Seara și-a dormit, spun târziu. A, așa, aia e. Lasă cu inimă, lasă.
Facem salamul de biscuiți, ne uităm pe internet. Să vine. Bunicu unde e? Bunicu s-a dus la o judecată țigănească în ziua de azi. Ce să mai fac, domnule, dacă n-am murit în țară, nu mai mor niciodată. Bunica vorbește la telefon cu asistentă. O floraș pe așa cum e la noi natura. Dai la poate brățărină. Da. Îmi duce de, dar trebuia să le punem în un loc, la locul lor. A, nu pot, pune-le acolo că nu pot. Dar vezi unde e șeaba. Lăsă-i pe acolo. Ba, da, brățărină, pune-le la locul lor și deschide-o ca pentru tine. Ai grijă. Mai fără-le în lucru planta, că și ce ai luat mai. Hai să credeți că mai mănâncă, mai încolo. Acolo mai mănâncă o găleată și gata, prea le... Facem de 300 de fire. Cum a avut ăla, în televizor, cât a avut urgență? 600 de kg. 600 de kg. După că mie nu vine să cred așa ceva. 600 de kg, nu mai am auzit. 510 kg a avut. 610 kg. Stai, bucură, congel. Marcel și congel. Cine ai zis? La tăiat. Radel, uite, ma! Radel! Radel! Tu ce era pe el? Nu știu, chiar nu știu. 100 de milioane. Pe un porc. Deci era ca să recepe și el ceva. Până la urmă l-a mâncat el. Că n-avea cine să-l ia. Așa facem pregătiri. Scrieți-ne în comentarii dacă vă place ce facem noi, dacă vă place pregătirile noastre, sarmalele, dacă vă plac. Facem pregătiri de pregătiri și noi, da? Mai ai? Bunicu? Au. Ha? Mai ai? De ce n-am făcut cu sărăcată viața proaspătă acolo? Nu știu, eu nu am fost că l-am făcut. Ha? De ce n-ai băgat carne proaspătă în sarmale? Dacă zisără să nu mai bagă, el nu e, zice așa, așa, așa. Și așa, așa, așa. Nu lasă, cu păie destul de carne. Și un apuc de pe ce, parcă nimic de mică nepuraie. Sarmale! Și jamil ca pe gemna. Sarmale frumoase, delicioase. Mâine se duce... Asta e vorba, dar ce mai intra în minte, mâine e memoria. Mâine se duce cu șorcova, copii. Eu nu mă duc, gata, am crescut. Așa că nu uitați să vă abonați la bunicuța, să nu dați un mare like. Și noi revenim mai încolo cu detalii. Cu detalii? Vă pup. La partea asta de sarmale, le pun pe foc, apuș, mai iau puțin și le pun pe foc, uite așa. Le pui mai încolo. Le pun sus să mai mâncăm, dar ce mult ai să mâncăm la ora 12? Așa mai mâncă câte una, că sunt destule. Uite așa învăstrate și colorate, să dau gust la sarmale. Facem ceva frumos, așa. Ne facem de Sfântul Ion, tot frumos. Sarmale lungi, așa cum plac și mie. Așa îmi plac sarmalele mai lungi, așa. Uite, așa mai lungi. Uite, asta aici, așa, hai de mine, dă gust, dă pomină. De pomină îi dă gust de mine. Lungă, mănânc eu, uite asta. Ai de mine ce lungă e. Mâncaș ceva, Dini, mâncaș? N-am mâncat și eu ceva. Ha? Am făcut un pic. Și aici este pentru salată, eu fac aici.
aici. Și le pun la fiert. La fiert. Uite, ăștia stau așa acum. Și acum se dau cu ăștia. Uite așa. Uite așa. Așa din. Așa din. Numai așa, gripa asta din noi, nici când va muri. Nu mai vrea să iasă, nu mai vrea să iasă. Geni, cam așa sunt sarmalele, mama. Gata, dragi prieteni. Acum stai să vezi ce mai fac. Ce pe acolo? Condimente. Nu trebuie să-mi aduci una din una de acolo, o să mă cate arată. Hai, arată, hai. Păi ardei, uite. Unul aici, așa. Acum. Dau cu vaza asta așa pe deasupra. Cea mai mult îmi place mie vaza asta de la sarmale, să știi. Asta eu o mănânc. Nu mă umăr să mănânc așa sarmale. Dar vaza, ai de mine. Iată, dragi prieteni, preparatul de sarmale. Acum dau cu niște foi. Uite așa. Uite așa, dragi prieteni. Așa, m-a învățat mama mea și soacra mea. Uite așa. Așa să fac sarmalele. Uite așa, uite așa și gata. Tuciu. Hop, odată. Unde-l pui? Pune-l acolo că o faci. Dar stai că mă cocoși. Ah, m-am cocoșit. Aici, pentru salată, da? Da, bunica face aici. Ia să văd cum e cartoful ăsta. Că dă-i cafea, dar nu pe nimic. Prieteni, cu salata, sarmalele le-am pus la foc deja să se facă până la 12. Aici avem salată beef, aici avem maioneză, ce aici? Maioneză de casă făcută, avem și o maioneză de la magazin, adică și la burcan. Și gata. Ce are telefonul ăsta? Chiar nu știu ce are telefonul. Și am pus salata, am pus tot, am pus cărniță, am pus morcov, mazăre, cartofi, morcov. Ce se pune în salată, nu? Da, mamă. Așa, și gata salata, punem în boluri și după aceea ornăm cu un... Mai avem, prieteni. Mai le-am zis în dragul. Acum facem salamul de biscuit. Așteptă așa mai 2021. Untul. Topim untul. Da. Venita, vină să vezi cum arată. Mamă, cum arată frumos tortul. Vai. Ia stai să mă uit și eu cum se vede pe cameră. Scrieți-ne în comentarii, arată foarte frumos. Deci, făcut de mine. Da. Nu am atâta răbdare chestiile și acordare, nu știu de ce. Și pune numărul acum. E mă pe diari. Păi unde sunt alea? Uite-le acolo. Unde? Am pus și numerele 2023. Așteptăm să vină foarte frumos. Gata tortul! Și pam pam! Ai băgat laptele? Da, am băgat laptele. Hai, gine, cum ai?